și e un mod de comunicare. Cristian Preda a fost acuzat că reforma, sau lui Cristian Preda i s-a reproșat că reforma nu se face pe bloguri. Crezi că un reproș întemeiat, dacă ți se va reproșa în termeni similari dinspre leadership-ul partidului, să zicem, același lucru, cum ai putea reacționa? Revin la critici și la măsurile de pedepsire. N-a fost cazul până acum. Din partea PDL. Deci blogul este un mod de comunicare modern, actual, oamenii trebuie să comunice, lucrurile s-au schimbat foarte mult față de, nu știu, niște ani în urmă. Sigur că reforma se face în partid și luptând de pe reforma în partid, dar se face și comunicând și lăsând idei spre dezbatere publică.